ты врешь, как так веленика мя, куда зла, маганта, я, щата мя, сандрия сармуту ся, веленика мя, субя ты джонишь пия, я, щата мя, армана, щата, кинда, скинди, вроде вряня, та, арала, та, кати, не Shabbat, kintas kinti glodi vrari nyata tar parawata kati ni altno are. Doamnelor și domnilor, la mulți ani pentru toți a românii din, de pe toată planeta, din toată România, Steaua Divrearii, într-o apariție absolut senzațională alături de noi, așa cum simțiți la fiecare petrecere. O să vorbim imediat să vedem care sunt tradițiile, de ce astăzi, cum astăzi, înainte de a asculta pe celebrii cântăreți de la Steaua Divrearii, hai să vedem mesaje de la mari armâni din toată România. Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori ai canalului Prima TV, emisiunea VIP cu Cristi Brancu. Sunt din Itrandu, de origine armân Făcirot, născut nu departe de Timișoara și trăiesc în Statele Unite ale Americii de mai bine de 30 de ani, unde am fost preocupat și activ pentru promovarea limbii, a tradițiilor și culturii armânești. Azi este o zi mare pentru armâni. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale Armânilor, doresc să transmit fraților mei armâni, macedoni armâni din România și de pe toate meridianele lumii, un mesaj de sănătate, de pace, de unitate, de iubire, înțelegere, respect, speranță și prosperitate. Zbâneați armâna mea, armânlu nu chiar. Generațiilor tinere de armâni le doresc să învețe, să nu uite limba strămoșilor, să păstreze și să ducă mai departe tradițiile și cultura armânească. La mulți ani a românilor de pretutindeni, macedonilor, vlahilor, au fost numiți în mai multe feluri.
La mulți ani, să aveți o zi bucuroasă, o zi fericită și oriunde ați fi, să nu vă uitați rădăcinile. Bună ziua! Cu ocazia zilei de 23 mai, Ziua Națională a Românilor, vă doresc tuturor multă sănătate, liniște sufletească și bucurie viață. La mulți ani! La mulți ani, Armânia mea! Oriunde vă aflați în lume, vă urez la mulți ani și vă pup din tot sufletul. Vă pup și vă iubesc. La mulți ani, Armânii! Da, doamnelor și domnilor, Stelu Enache, Ianis Zicu, George Piștereanu și unul dintre instrumentiștii extraordinari care au cântat rock alături de Doru Tufi și Marius Țeicu din America, Dini Tradu. Steaua Divrearii, doamnelor și domnilor, cum se sărbătorește astăzi, oameni buni? Că la voi petrecerile sunt adevărate, muzica este genială, cum faceți? Păi cum să facem? Bă, cum face toată lumea când e o sărbătoare? Cum era sărbătorile astea, cele la 1 mai, 23 august? Într-adevăr, această sărbătoare s-a încetățenit acum după Revoluție, practic. Așa. Și în fiecare zi de 23 mai, a românii, la Constanța, la Tulcea, în comunitățile unde sunt mulți români, se întâlnesc și sărbătoresc cu muzică, cu dans, cu voie bună, cu puțină băutură. Ce să mănâncă? Ce să mănâncă? Pe lângă tradiționale, mici, frituri, pastramă, ce mănâncă tot românul, mai avem plăcintele noastre armânești, niște plăcinte de praz, de spanac, specifice din bucătăria mediteraneană, să zic așa. Și eu zic că e o sărbătoare care nu are, cum să zic, ceva special. Este o sărbătoare pentru noi, Ziua Românilor, din toate colțurile lumii. Foarte frumos. Piesa asta ați cântat-o pentru Simona? Nu, piesa asta nu e pentru Simona. Avem o melodie pentru Simona. Simona, ale până între cele mai celebre arumânce de pe planetă. Da, este o melodie pentru Simona, compusă de noi. Una fiată cu Anami se numește melodia. Asta înseamnă o fată celebră, să zic așa, în traducere. Și prezintă istoria unui copil ca Simona, care a plecat de la Constanța, într-un oraș mic, și a ajuns numărul 1 mondial. Foarte pentru tare. Noi este o mare mândrie, pentru că face parte din comunitatea noastră. Sigur, exact cum face parte și Hagi, care la fotbal... Aveți pune așa. Răbdare, că o să ajungem imediat și la Gică, da? Hagi. Am întrebat de ce se mănâncă, pentru... Asta e pentru piesa pentru Simona. Asta e pentru... Pentru Simona Halep. Foarte frumoasă piesa, doamnelor și domnilor, Steaua Divrearii. Deci, vorbim de Gică Hagi, știu că voi sunteți cei care i-ați cântat și sunteți cu adevărat. Da, i-am compus și lui un cântec, tot noi, și lui Simona Halep, tot noi i-am compus cântec, de fapt eu personal, și chiar în 94... Cum se numește cântecul pentru Gică? Multistadioane. Multistadioane, da? Multistadioane. Mi se pare corect. Multistadioane cresc cu Gică Hagi. Multe stadioane strigă... Foarte frumos. Cum sărbătoresc când sunteți alături de ei? Gică, Simona, pentru că macedonii sunt oameni de viață, foarte... Asta e piesa pentru Gică, nu? Da. Asta e melodia. Bană sănătate, să ai Gică Hage. Foarte frumos. Foarte frumoasă piesa. Să dăm puțin mai încet să apucăm să vorbim cu invitații noștri. Prin urmare, cum sărbătorește Simona, Gică, ei dansează? Eu pe Giovanni Becali și pe Victor am văzut dansul, da, la o petrecere mare. Dar fiecare știți cum este. Aici depinde de... Mai vorbesc de Gigi, care... Gigi mare dansator. Temperamentul fiecăruia se transformă și transferă și la dans, și la distracție, și la... Dar pot să spun că Gică Hagi iubește foarte mult muzica armânească, este îndrăgostit de acest instrument care este armonică. Armonică. Armonica, care este un instrument în România, pe noi ne reprezintă acest instrument în România, armonica. În Grecia este clarinetul, da, da, da. Gaida, asta, acest instrument, gaida, cimpoi, cum îi spunem noi. Da. Cu el se cântă în țările balcanice, românii de acolo cântă încă cu cimpoiul ăsta. Noi în România cântăm cu armonica și vreau să spun că Gică își dorește, chiar și-a dorit, chiar ne-a povestit odată că tinerețe, înainte să apuce de fotbal, ar fi vrut să se facă muzicant, să cânte la armonică. Atât de îndrăgostit era... Foarte frumos, foarte, da, frumos. Simona Halep este o fată extraordinară, ce putem să spunem. Absolut. La petreceri la ea am fost, am participat și eu la comunia ei și
s-a manifestat exact ca o machidoancă veritabilă, cu tinie, cum spunem noi, adică mândră, tinie, adică evlavioasă, așa, fără să... Am înțeles. Se iasă în evidență, adică o ținută discretă, chiar ne-a plăcut foarte mult. Asta o caracterizează. De fapt, pe teren, ați văzut, este da. Altceva. Ea e o luptătoare și o... luptătoare. Fantastică. Un performer atât de bătăios, așa cum ne-am dorit să fie foarte mulți oameni, dar în viața de zi cu zi, într-adevăr, nu este expansivă. E o femeie la locul ei, cu o familie, iată, frumoasă, care a construit ceva frumos. Foarte o adevărată frumos. Mândrie. Ca și Gică, ca și Simona, n-au plecat de foarte de sus, au plecat de jos și iată unde au ajuns. Pot de fapt, alături... asta e ambiția, este trăsătura voastră, machedonă. Dacă nu vă supărați, pot să mai alătur aici la Marii Sportive Români și pe Cristian Gațu. Mare, îl iubesc, prieten de familie Cristian cu mine. Cristian Gațu este chiar din comună. Un geniu al handbalului. Este undeva din comuna tatălui meu, de unde s-a născut tatăl meu. Frumos. Putem să-l adăugăm și pe cel mai mare actor, zic eu, a român, Toma Caragiu. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Așa este. Ion Caramitru. Ion Caramitru. Da. Și ar continua foarte mulți actori, istorici. Așa, Nicolae Iorga. Un neam, exact, un neam puternic, foarte bun și care lasă urme în istoria poporului român, ceea ce e foarte important. Pe de altă parte, deci, mâncărică, un șprițuleț sau ce să bea? Da, merge și un șprițuleț. Sau există băuturi specifice machedonești? A picat cam prost, azi a picat lunea, știți, era bine să pice vineri, sâmbătă. Știu. Mâine la muncă. Da. Dar una am fost și în Constanța, ce să fi fost petrecere, ce nebunie era. Da. Bun. Deci, se mănâncă o mâncărică bună, se bea așa puțin ceva, vreau după care dans și bucurie. Două cuvinte despre istoria acestei zile. În 5 mai 1905, un sultan, nu știu cum îl cheamă acum, să vă spun, a dat o lege în care în Imperiul Otoman minoritatea aromână, vlahii, erau recunoscuți ca minoritate și aveau și niște drepturi. Da. E, de acolo, din 1905, Imperiul Otoman a fost singurul care ne-a recunoscut ca minoritate și de atunci, din 1905, practic se sărbătorește Ziua Națională a Românilor de Pretutindeni. În România, această zi a fost încetățenită după 1990 și în fiecare an este unul dintre evenimentele majore. Pot să spun că sunt două evenimente mari. Primăvara Românilor, așa se numește, undeva în primăvară, când în martie-aprilie ne strângem cu toți la Constanța și la București. Și 23 mai, cum să spun, anul trecut a fost chiar foarte frumos, ne-am întâlnit toți undeva la Palatul Manasia, frumos. Reprezentanții tuturor comunităților de la Tulcea, Constanța, Călăraș, Ialomița, Slobozia. Și a fost, chiar în plină pandemie, a fost într-o locație superbă, un spectacol reușit. Un loc special și meritat să vă acum adunați. Pot să vă spun că peste exact două ore ne întâlnim toți în Parcul Obor. Așa? Da, Obor. Și începem distracția cu muzica armănească, o să fim acolo. Deci în Parcul Obor, toți iubitorii de muzică machedonească, Steaua Divrarii va fi acolo. Sigur că da, în fața primăriei sectorului 2, acolo se ține. La mulți ani, băieți. O să fie și plăcinte, așa că vă aștept. Aole, hai mă că vin și plăcintele, băi. Mai stăm, Cristi? Mai stăm sau mergem? Venim. Mai stăm sau mergem? Acolo. Du-te tu înainte și ține și mie niște plăcinte, da? Promit. Și vorbește cu băieții o dedicație și pentru noi, că suntem băieți valabili, care, da? Doamnelor și domnilor, Steaua Divrearii, la mulți ani. Mulțumim pentru vizită, vă mai aștept.